פאטי לא ויתורה ליברה, או לא ויתורה ליברה, פקרו איזכות הגיע קפיטן אול איקיפי דינמו. ויתור, דן ויתור, של פאטרי סלקסי נציונל הנוסטרה, פונה נאג'ל מומן, שוקטור את האקספריאנס, את דור זה שוב דן, של פרמה אבולה לפנדוני פרקושיו, Capără foarte sus steaua, undeva la 22 de metri a format ultima linie, acum se strâng spre careu, Cabaș din nou greșește să cere lovitură de la 11 metri pentru Hens, la Tamaș nu vede Ovidiu Hasegan sau nu consideră că a fost Hens, mult mai aproape decât noi care suntem undeva în alte tribune, așa că să-l credităm pe cel care este la ora actuală cel mai bun arbitru cotat din România. Între timp avem aruncare de la margine de data aceasta de pe partea stângă în direcția de atac a dinamovicilor. Steviano Filip este cel care va repune, încearcă o repunere lungă după elanul pe care și l-a luat. Mingea aruncată până în careu, dar acolo este Sulei Muniru, care trimite mingea perfect cu capul pentru un bol din care este faultat la 22 de metri, 25 de metri de propria poartă lateral dreapta. Va fi o lovitură liberă, se ridică Alene Boldrin, ca să nu spunem cu greu, pentru că este, asta înseamnă secunde bune, care trec în favoarea echipei Steaua, care conduce cu 1-0, și golul marcat chiar de cel care fusese faultat mai devreme, în 11 metri, în minutul 3. Tamaș și a de două relan, până la urmă primit o minge lungă, pe vârful de atac Golubovici, dar acolo ai dinamoviștii recuperează rapid, pentru că Golubović n-a avut cu cine să conlucreze. Între timp recuperează frumos de Amorim, care se duce în stânga, îi pasează lui Monciović, care vine prin învăluire în sprijinul mijlocașului de bandă, dar rezolvă rapid Nedelcearu, tânărul de 20 de ani, care s-a înșurubat foarte bine în ultimul timp, în primul 11 al lui Dinamo. Se pare că în altul fundaj de 1,90 m, Ionuț Nedelcearu a căpătat și forța suficientă pentru un astfel de rol și un astfel de post, cel puțin pentru Liga 1, și s-ar putea...